Avortul este marea încercare a unei femei. Este un subiect delicat, care trebuie personalizat în funcție de om, de căința lui, de posibilitățile lui și de conștientizarea păcatului pe care îl face. Cred că asta este cel mai important. Femeia nu știe cât de rău face făcând o întrerupere de sarcină. Așa însemnează sentința la nefericire pentru toată viața. Cred că dacă faci întrerupere de sarcină ai scăpat, nu, vei avea probleme de sănătate, vei avea o viață ratată, fără iubire și fără familie și plină de necazuri. Părinte, știți, am făcut multe greșeli în viața mea, am mai multe întreruperi de sarcină, nu știam că este păcat și nu am avut oricum altă soluție, dar aș vrea să botez niște copii săraci. Adică cine sunt săraci? Ca să vă spele vouă păcatele bogaților? Dar de ce nu naști tu 5 sau 6 copii? Nu poți să speli o crimă în fața lui Dumnezeu cu ce se dă la un botez, o pătură sau o lumânare. Bogații degeaba botează nepăsare dacă nu nasc prunci. Nu e numai datoria săracilor să nască prunci. Iai tu o crijmă și o lumânare și gata, ți-ai îmbogățit finul. Nu te mai interesează de niciodată cine l-a făcut să-l crească. Asta nu înseamnă paternitate spirituală, ci bătaie de joc față de taina sfântă a botezului. Când ai fini, pune i în minte și în suflet și în buzunar. Aceasta este adevărata milostenie creștină. Îl înveți lucruri bune, îl faci credincios și îl ajuți material cât poți să nu mai greșești. Asta e greu. Câte nedreptăți ați făcut de când sunteți? Noi la judecată nu vom da socoteală de ce am desfrânat sau de ce am făcut 10 întreruperi de sarcină. Nu, vom da socoteală de ce au suferit alții din cauza noastră. Pentru că viața ta, tu ți-o căiești cum îți place, orice om are remușcările lui. Eu nu cred că există un om care n-a scăpat o lacrimă în intimitatea lui. Dar știu mai bine că e mai greu să te foiască conștiința când ai făcut rău unui om care nu merită să-i faci rău.